Domnul Marcel Ciolacu, președintele PSD, declara în urmă cu câteva zile faptul că speră, citesc, că vor răspunde penal cei de la USR pentru modul în care au condus Ministerul Sănătății. La ce credeți că s-a referit domnul Ciolacu? Sunt foarte multe lucruri care au fost greșite. Eu ar spune greșite în perioada în care cei doi miniștri de la USR au condus Ministerul Sănătății. Sunt foarte multe fapte care sunt cu caracter penal, inclusiv faptul că au făcut modificări absolut ilegale în diferite structuri. Dar cred că cel mai grav lucru pe care l-au făcut este faptul că nu au luat măsuri pentru combaterea pandemiei, nu au adus medicamentele antivirale în farmacii. Mai mult decât atât, au refuzat orice dialog, atât cu specialiștii, cât și cu celelalte partide politice care au solicitat prin vocea specialiștilor, că nu s-a dus niciunul dintre politicienii care nu aveau nicio legătură cu medicina să ceară să se introducă anumite lucruri. Nu s-a dorit acest lucru. Mai mult decât atât, nu au ținut cont de experiențele din statele membre ale Uniunii Europene, unele chiar state vecine care au pus la dispoziția și la îndemâna cetățenilor medicamente antivirale în așa fel încât cu toate semnele de întrebare existente, să încercăm să tratăm cât mai mulți pacienți la domiciliu cu tratament prescris de medicul de familie sau prescris de medicul de specialitate, în așa fel încât să nu ajungem la supraîncărcarea spitalelor și în așa fel încât să putem să prevenim morți. Practic, au fost foarte multe cazuri în care s-au produs morți care puteau fi prevenite. Ăsta este motivul pentru care cred că au o răspundere cel puțin morală în fața românilor, dacă nu și în fața legii. Bun, deci soluții aveam, dar nu au fost luate. Măcar am învățat ceva, poate, din experiența celor 4 valuri de coronavirus și ne pregătim pentru valul 5, care înțeleg că în ianuarie va ajunge și în România. Se pare că da, dar ce e trist și ce e amar și ce e grav este faptul că am învățat pe spinarea românilor. Asta este grav. Noi puteam să învățăm din experiențele celorlalți și să luăm și să aplicăm bunele practici de la celelalte state.